Edilul Devei Florin Oancea a pierdut procesul cu fostul viceprimar al Devei Răzvan Mareș în dosarul în care l-acuza pe Mareș că l-ar fi amenințat cu moartea, lucru infirmat încă din anul 2018 de către acuzat. Instanțele de judecată i-au dat dreptate lui Mareș, iar acum Oancea trebuie să-i plătească daune. Am câștigat acel proces după 4 ani de zile și pot să vă anunț că chiar în această săptămână mi-au intrat în cont primii bani de la, prin executorul judecătoresc la care am apelat să-mi recupereze acei bani, dar să știți că banii pe care mi va da sau mi dă deja actualul edil nu compensează ceea ce am suferit eu în acea perioadă. Pentru că acele vorbe care s-au dovedit a fi o minciună, de fapt, prin hotărâre judecătorească. L-ați amenințat cu moartea atunci. Da, așa a spus. S-a dovedit prin hotărâre judecătorească că a mințit când a făcut acele afirmații. Este executorie, drept dovadă că executorul judecătoresc deja mi-a și virat în cont, dar, repet, faptul cât am suferit eu în acea perioadă când copilul meu mergea la școală și tot acel cancan care se făcuse, mama mea când mergea, băi, adevărat, fiutul sau taicătul asta a făcut, asta a vrut să facă primarului. Deci, cred că trebuie să fii mult mai responsabil când deții o asemenea funcție cu cuvintele care le folosești. Indiferent de ura pe care mi-o poartă sau mi-o purta, mie mi-a dispărut ura. Nu o să uit niciodată ce am pățit și probabil mai din când în când, dar faptul că, cum și un părinte spunea, un preot spunea, întotdeauna când urăști pe cineva, tu porți greutatea acelei uri. În momentul în care poți să ierți pe cineva, el va purta acea greutate a urei care o poartă. Mareș a mai declarat că, deși l-a ajutat pe Oancea și în campaniile electorale, dar și ulterior, ca prieteni, acesta l-a dezamăgit. Am suferit pentru că m-am considerat trădat de un prieten care a mâncat la mine în casă, de un prieten care a dormit în camerele hotelului meu, de un prieten care 7 ani de zile am fost vecini și am avut o relație foarte bună, și m-a trădat fără nicio explicație. Mare parte din cei care l-au ajutat și au pus umărul ca el să fie încă primarul Devei, au pățit ce am pățit eu. Mai sunt vreo 2-3 care o să pățească în etapa următoare. Să nu credeți că nu pățește ea. O să vedeți că dacă oameni importanți care au pus, încă o dată spun, umărul la ceea ce înseamnă la primăria Deva sau că el a mai câștigat un mandat, au pățit lucrul ăsta, o să vedeți că în viitor o să mai pățească și alții, pentru că lupul schimbă părul, dar năravul niciodată. Vă reamintim că în ședința Consiliului Local Deva din data de 16 februarie 2018, primarul Florin Oancea a declarat că Răzvan Mareș l-a amenințat cu moartea, fapt negat încă de atunci de Mareș. Reporterii Hunedoara 1 TV au încercat să obțină și punctul de vedere al primarului Florin Oancea, dar acesta nu a răspuns apelurilor.